Salutare lume, eu sunt Megibio Pânca totdeauna și astăzi vin cu un nou episod dintr-o nouă serie, un prim episod de fapt. Jocul ăsta mi-a atras un pic atenția în ultima vreme, se numește Game Dev Tycoon. Chiar de anul trecut mi-a atras atenția, mi se pare că anul trecut a fost el așa foarte jucat de lume și na, am zis să mi-l iau și eu. Probabil că știți deja despre ce este vorba, dar dacă nu vă spun eu, cer scuze, trebuie să-ți creezi o companie de jocuri video, tu produci jocuri video și începi într-un garaj și în următorii 35 de ani poți să-ți realizezi visul. Înainte să începem, trebuie să vin cu un nume pentru compania mea și un nume pentru jucător. Și compania să se numească Nableții Paletă. Pentru că, na, suntem paletă. Player name Vovo. Și cum să arătăm, cred că dacă arătăm așa e perfect. Am mai jucat înainte ce-i drept și nu prea mi-a ieșit bine și acum e a doua oară când încerc. Ok. Deci am început prima noastră companie de jocuri. În momentul ăsta suntem într-un garaj și haideți să începem să developăm primul nostru joc. Așa, și o să se numească... Cum o să se numească jocul ăsta? Nu am idee. Așa, deci cel mai bun joc ever o să fie ăsta. Arte marțiale, vestul sălbatic, detectiv. Detectiv, sună interesant. Detectiv ar merge foarte bine cu strategie sau aventură. Strategie. Nu. Wild West cu Adventure sună foarte bine. Și hai să vedem G64 și PC. În momentul ăsta nu prea avem bani de pierdut, deci trebuie să facem pe PC. Ce narba s-ar juca un joc cu text? Deci aici alegem grafica și... După mine, 2 de graphics all the way. Imaginați-vă cum ar fi să te joci un joc cu text. Să apară text, așa, numai text și... Gen Snake, așa, să te joci un joc cu Snake. Bine, poate pe vremea aia era șmecher, dar... Acum nu prea merge. Așa. Ai 3 stage-uri, cum ar veni. 3 stage-uri de developat și asta este... Prima. Sau primul stagiu, hai în română. Și... Un Wild West, un adventure, are nevoie neapărat de story și quest-uri și grafici, așa. Cel puțin așa cred, sper să nu o sfeclesc. A doua oară. Ce am făcut eu prima dată, m-am riscat prea mult și am pierdut foarte mulți bani și am pierdut jocul, cred. Adică nu am pierdut, dar urma să-l pierd. Aici, practic, ne explică ce sunt astea. Bug-uri, design, tehnologii și research. Cu research-urile putem să cercetăm diverse topicuri sau să ne creăm chiar engine-ul nostru propriu de jocuri. Și hai să vedem, Development Stage 2. Un level design n-ar strica deloc. Doamne, haide-o, hai. Abia aștept să văd ce note o să primim. La sfârșitul fiecărui joc primești note de la anumite companii de reviewing. Îți fac review la jocul tău. Așa. Bun. Nu am idee. Wild West Adventure. World design neapărat important. Astea două mai importante așa. Și gata jocul. Acum o să fie gata. Și acum trebuie să așteptăm să fixăm bug-urile. Asta scrie aici în tutorial. Nu prea ne interesează tutorialul. Mai mult ne interesează ce vedem aici sus și putem să-i dăm
finish, da, am dat cam de vreme finish. Și acum hai să vedem. Am primit ceva experiență la design, am luat o grămadă de puncte, pe care pentru început zic eu că e foarte bine. Plus 94, foarte bine. Gata, și acum așteptăm să vedem review-urile. Hai să vedem. Nota 2, mă. Not, nu e prea amuzant? Ce naiba? Ai, frate, dă-mi un 4. Waste of money. Waste of money ești tu, mă, mă. Ești tu, ești o pierdere de timp și de bani. Asta ești tu. Eu, dacă făceam review la jocul ăsta al meu, îi dădeam 10 plus, nu așa? Ce știți voi? Ăștia nu știu să aprecieze calitatea mea, mă. Deci, ce să le zici? Și acum dăm Generate Game Report, ca să vedem ce am greșit, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine. O să vedem în curând ce am greșit sau ce am făcut bine. Poate că am făcut bine pentru început. 1216 de units in the first week, mai bine decât când am încercat o prima dată și am vândut 700. Foarte bine, 1200. Așa. Și acum, mamă, face ceva bani jocul meu. Bun. Wild West and Adventure Bad Combination. Ai, frate, vezi tu sălbatic cu aventură, mă, nu știi ce e aia. Graficile erau importante și i-am dat grafici foarte bune, deci am ales bine. La masă! Așa, am revenit, îmi cer scuze. Să vedem. Ce s-a mai întâmplat pe aici? Niciun proiect, nimic? Hai să-i dăm un research atunci. O să încercăm să cumpărăm un nou topic. Pirate City Trans... Prison, frate, prison, mamă, ce idee mi-a venit. Facem un mega joc cu Escape the Prison, mamă, mamă. Deci îi facem praf pe toți cu jocul ăsta. Așa. Între timp nu am idee, se vinde destul de bine pe piață. Nu am idee, primul nostru joc. Foarte șmecher. Sper că e primul nostru joc. Primul nostru joc e, nu am idee, nu? Da. Și acum o să-i dăm develop la new game și o să numim Prison Evadation, pentru că suntem români și combinăm engleza cu română. Și trebuie să fie neapărat un action foarte frumos. Adventure merge foarte bine pe PC. Ok, cam astea o să fie specificațiile noastre. Și haidem să vedem cum o să ne descurcăm acum. Și o să băgăm un gameplay la maxim. Cam așa. Dacă totul merge bine, atunci ne îmbogățim. Level design și dialoguri, cam așa. Nu am idee, s-a vândut în 3900 de exemplare și a generat 27.000 de credite. De dolari, mă rog. Haidem să vedem cum stăm acum. Ok. Deci, pe măsură ce avansăm, învățăm ce merge bine pe o anumită platformă și ce nu pe alta. Plus, plus, plus înseamnă că merge foarte bine și minus, minus că nu merge deloc. Noi suntem acum pe platforma PC. Și cam așa să zicem. Mamă, câte bug-uri are jocul ăsta. Are o grămadă.
Așteptăm să șteargă bagurile. Și gata. Dăm release la nou nostru joculeț. Hai. Deja au venit primele review-uri. Gunoaie, mă. Gunoaie de oameni. Nu știu să aprecieze un joc bun. Ne spune că G64 merge mai bine decât calculatorul pentru că costă mai puțin și lumea zice... Lumea e pe principiu, ce ieftin e bun! Ok, 2K. Hai să vedem. Să sperăm că crește mai mult de 5K. Avem nevoie de bani. Prison and Adventure, great combination, dialogue seems to be very important. Ia uzi. Să începem să developăm un nou joc. Sau nu, mai întâi să dăm research la un nou topic. Cu vampiri. Vampiri, tată. Dăm research la vampiri. Ești nebun la cap. Între timp aici stăm cam prost cu banii și nu-mi place deloc treaba asta. Ninvento. Ninvento se... Ninvento, what the fuck? Parcă era Nintendo. Da, Nintendo era. Cred că ăștia au schimbat puțin numele ca să nu semene cu numele din realitate. Și da, Ninvento se plănuiesc, nu merge, se plănuiesc. Plănuiesc să... De a release la o nouă consolă, la o primă consolă de fapt, că pe atunci consolele nu existau. Și am dat research la vampiri și acum putem face primul nostru joc. Vampirii sug sânge, sânge, sânge așa. Păi, ca să aflăm succesul jocului Vampirii sug sânge, vă aștept în episodul următor. Până una alta, nu uitați să lăsați un like și un coment dacă v-a plăcut și ne vedem în următorul episod. Salut!